Primul tur din cadrul turneului play-out al diviziei A masculine de basket se joacă după sistemul 3 din 5. Energia Rovinar s-a impus în 3 partide împotriva Politehnicii Iași, scăpând astfel de emoții. Aseară, elevii lui Slobodan Nicolici au reușit să se impună din nou în Moldova, în sala polivalentă, acolo unde publicul local putea fi un al 6-lea jucător al gazdelor. Dar cum teoria din vestiare nu se potrivește întotdeauna cu practica de pe teren, ieșenii au evoluat modest în fața energeticienilor din Rovinari, oaspeții fiind mereu la cârma jocului. Sperau din declarațiile antrenorului Muscalu, antrenorului de la Politehnica Iași, că la Iași o să învingă cel puțin un meci, dar n-a fost așa. Energia s-a concentrat, a respectat indicațiile tehnico-tactice ale antrenorului și automat am câștigat ambele meciuri. Aseară Energia a început perfect jocul, astfel că după doar 2 minute conducea cu 9-0. Ce a urmat apoi a fost doar spectacol și puncte înscrise pe bandă rulantă de gorjeni. Energia a câștigat primele 3 sferturi la diferență mare de puncte, 13-27, respectiv 6 puncte. Moldovenii au încercat să reducă din handicap, câștigând sfertul 4 cu 24-18, insuficient însă. Energia s-a impus cu 99-72, trup Bigus și Nicolici fiind principalii marcatori. Sunt bucuros că am terminat pe locul 10, că n-am terminat pe un loc inferior locului din campionatul trecut. Energia și-a încheiat conturile cu formația moldoveană și a scăpat de grijile retrogradării.